Inventatorul Corneliu Birtoc Băneasa a fost premiat sâmbătă la Deva de către membrii societății civile în cadrul campaniei Premianții fără premii. Tânărul devean este cunoscut în întreaga lume pentru inovațiile sale din domeniul auto. Filtrul cu aer supraaspirant inventat de el a fost premiat la 10 de saloane de inventică din întreaga lume. Cu toate acestea, premiul primit aici, acasă, a însemnat pentru el mai mult poate decât toate celelalte. Ce înseamnă pentru tine acest premiu? Este o recunoaștere la tine acasă, ceea ce este un lucru deosebit, pentru că, într-adevăr, este frumos să fii recunoscut peste hotare, dar este un lucru emoționant și plăcut să fii recunoscut la tine acasă. Zeci de prieteni, rude, colegi, profesori, dar și persoane care nu îl cunosc, dar îl apreciază, au venit sâmbătă în fața Casei de Cultură de la Deva ca să-l felicite pe inventatorul devean. Ai rostit poate cel mai înalt deziderat al neamului, acela că pot exista profeți și în țara ta, pentru că noi n-aveam darul de a-i recunoaște. Însă precizia ce se întâmplă acum și aici, avem dovada că putem să ne mândrim, că putem să fim fericiți, întâlnind un tânăr care face ceea ce îl definește, adică de a fi el însuși, chip și asemănare, cum spuneam acolo în aula mare unde ai fost premiat, chip și asemănare înseamnă să fim una cu Creatorul. A fost un moment emoționant pentru că am colegii lângă mine, am foști profesori de la școala profesională de la auto, reprezentanța facultății de inginerie din Hunedoara, a fost ceva deosebit, într-adevăr. Părinții, familia, prietenii, toți au venit și le mulțumesc pe această cale. Rezultatele pe care le-a obținut în plan internațional, premiile obținute la saloanele de inventică, vorbesc de la sine. De asemenea, este unul dintre oamenii care reprezintă România cu cinste, care a făcut cunoscută România prin ingeniozitatea, prin inteligența și prin munca sa. Din punctul meu de vedere, reprezintă un model pentru foarte mulți și, așa cum spunea chiar Corneliu astăzi, important este să ne urmăm visele. Dacă vom reuși să fim destul de consecvenți, să dăm dovadă de tenacitate, s-ar putea ca și viața noastră să se schimbe în bine. De aceea această acțiune își propune să premieze de fiecare dată un om care muncește, care este puternic prin ceea ce face și care este oarecum necunoscut. Și plus de asta, ne oferă tuturor o lecție. Corneliu Birtoc Băneasă este al 15-lea hunedorean premiat în cadrul campaniei Premianții fără premii.